Se vorbește la nivel global de apocalipsa climatică. Vrem să vedem care este de fapt realitatea și să înțelegem contextul în județul nostru, în județul Cluj. Pentru asta l-am invitat alături de noi pe șeful secției, de șeful serviciului de prognoză meteo din cadrul Centrului Regional Transilvania, domnul meteorolog Narcis Maier. Vă salut, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Vorbim aici de efectele schimbărilor climatice prezente și în România tot mai des. Mă refer aici la creșterea temperaturilor, la perioada de îngheț, care este tot mai scurtă, la apariția frecventă a secetelor. Putem să pomenim și de inundații, de creșterea intensității fenomenelor extreme până la urmă. Și aș vrea să spuneți ce semnale aveți pentru regiunea Transilvania și mai exact pentru regiunea noastră, județului Cluj. Da, practic încălzirea la cel puțin la nivelul județului Cluj a început să se resimtă undeva de prin anii 2000, mai precis saltul semnificativ a fost în 2006, când temperatura media anuală a crescut cu un grad față de media multianuală din anii 61 până în 2000. Deci a fost pur și simplu un salt de un grad. Și acel grad, practic, s-a menținut din 2006 până în prezent, ca și creștere medie. Mai mult sau mai puțin, dar gradul respectiv s-a menținut. Ei, practic, de atunci putem vorbi și despre intensitatea și frecvența tot mai mare a fenomenelor extreme. Deci totul se trage de aici, din chiar creșterea... Chiar dacă nu pare atât de mult din perspectiva noastră un grad, ce înseamnă de fapt pentru această încălzire globală? Adică trebuie să vedem și facem referire și, vorbind o apocalipsă. Și gradul ăsta, de fapt, din ce-i compus. Practic, creșterea este mult mai semnificativă în anotimpurile de vară și de iarnă. Deci acolo s-a resimțit cele mai mari creșteri și în special în lunile iulie și august, unde am avut creșteri și de 3-4 grade față de normele climatice pentru lunile iulie și august. Și acestea se văd și din apariția mai frecventă a temperaturilor peste 30 de grade. Deci dacă prin anii 70 aveam 2-3 zile cu temperaturi de peste 30 de grade în sezonul de vară, adică iunie, iulie și august, am ajuns ca în perioada anilor 2000, să zicem cu un vârf în 2012, parcă am avut vreo 50 și ceva de zile cu temperaturi peste maxime peste 30 de grade. Deci mai mult de jumătate din numărul de zile de vară, adică din 90 de zile de vară, am avut 52-53 de zile cu temperaturi peste 30 de grade. Asta vara. Iarna, la fel, vorbim despre frecvența tot mai mică a temperaturilor de sub minus 10 grade, de ger, a zilelor cu ger. Deci, față de anii 60-70, unde aveam undeva la 10-15 zile cu temperaturi sub minus 10 grade, am ajuns că după anii 2000 să avem ani în care abia să nimerim o zi, două cu temperaturi sub minus 10 grade și să ne mirăm. Da? Ei, deci, avem două creșteri, iarnă-vară, dar avem o mică anomalie pe care o vedem în fiecare primăvară. Martie-aprilie, de fapt luna martie a rămas pe norme și chiar sub norme climatologice. De aceea am văzut că de multe ori zicem că iarna vine în martie. Iarna vine în martie, exact. Da? Suntem obișnuiți acum de vreo câțiva ani ca să avem strat de zăpadă în luna martie. Am avut... E un decalaj, practic. Nu este un decalaj. L-am încadrat noi.
Luna Marte a rămas pe norma climatică. Așa, doar că îi simțim noi lipsa în noiembrie, decembrie. Exact, și atunci oricum erau frecvente ninsorile și pătrunderile reci în aprilie și în martie. Dar având în vedere că în decembrie și în ianuarie nu mai aveam iernile normale, să zic așa, cu care eram sau unii erau obișnuiți, că deja se reduc numărul de oameni obișnuiți. Așa. Atunci, evident că nu își dau mult seama cam cum ar trebui să fie. Dar luna martie, practic, a rămas neschimbată, de aceea noi le zicem anomalii că ninge martie, dar de fapt e normal să ningă în martie. Cum e afectat Clujul de această încălzire globală? Ce putem face noi la nivelul Clujului? Hai să zicem că, într-un fel, e o binefacere pentru lunile de iarnă. De ce? Evident, scad costurile. Facturile la încălzire. La costuri, da. Bun, asta e un beneficiu, să zic în ghilimele. Evident că marile orașe, mai ales în sezonul de vară, se transformă într-o mare insulă de căldură. De ce? Albedoul orașelor este diferit de cel din afară. Evident, și atrage mult mai multă căldură, betoanele, asfaltul și așa mai departe. Și atunci aceste insule de căldură, pe lângă faptul că în momentul în care, să zicem, există o perioadă caldă, caniculară, așa, ajută la amplificarea senzației de căldură. Asta iarna. Asta vara. Asta vara, asta dar vara. Legat de verile tot mai fierbinți. Ei, da, verile tot mai fierbinți amplifică senzația de căldură dacă se formează această insulă de căldură pe oraș. Plus că această insulă de căldură, în momentul în care apare un potențial de precipitație, deci este o atmosferă mai instabilă în arealul acelui oraș, acelei insule de căldură, această insulă de căldură va atrage norii. Așa. Către oraș. De ce? Pentru că de obicei norii ăștia de vară de furtună, norii cum nonimp, se hrănesc cu căldură. Așa. Și atunci sunt atrași și apar, evident, incidența precipitațiilor, a grindinei, precipitații abundente, grindină de mari dimensiuni care pot să cadă pe oraș, intensificările de vânt. Adică vorbim de furtuni tot mai violente. Furtuni tot mai violente și mai frecvente peste orașe, peste marile, să zicem, conglomerate urbane. Deci astea sunt practic efecte ale acestei creșteri ale temperaturilor din ultimii ani. Se vorbește de o încălzire și o creștere a temperaturilor cu până la 2,5, dacă bine rețin, până în 2050. Da, acum sunt mii de scenarii. Fiecare meteorolog care este cercetător își face un scenariu. Așa. Deci ce a fost în urmă așa, ce este acum și prin tot felul de formule matematice sau așa, ei dau o anticipare a ce se va întâmpla peste 50 de ani, peste 100 de ani. Și dacă e să facem astfel de estimare la regiunea noastră, pe regiunea noastră, pe județul Cluj, cel puțin în următorii ani, ce preconizați? Ce vedeți dumneavoastră acolo la centru? Bă, noi nu prea facem astfel de predicții, numai dacă ne jucăm, cum mă joc eu. Așa și ați încercat? Nu chiar așa. Nu chiar așa de departe. Nu așa de departe. Nu, pentru că totuși eu sunt de principiu că totuși atmosfera asta se va egaliza într-un fel. Își formează propriile ei moduri de apărare de astfel de creștere.
Și este prea ușor să zici dacă în ultimii 10 ani, 15 ani am avut o creștere de 1-2 grade, peste încă 30 de ani avem încă o creștere de încă 1,5 grade, să obținem acea creștere de 2,5 grade. Deci e prea ușor să ne jucăm așa cu cifre. Mai ales că este dat de niște ecuații care dă amplitudinea cu cât ar crește. Dar e prea, foarte mulți factori la mijloc. Da, prea mulți factori la mijloc care ar putea să mai reducă acest prag, în funcție și de ce face antropic, omul. Că, oricum, practic, se vorbește și toate că sunt și un pic de sceptic că totuși omul antropicul a adus astfel de modificări. Da, a adus, dar de exemplu, ne uităm la țările vestice. Ei de ani de zile au început împăduriri și așa mai departe și totuși au luat măsuri, dar totuși temperatura a crescut. Și-au mutat, să zic, partea de industrie, de poluare în altă parte. Da? Deci o mutată, ai fi zis că acum Europa ar trebui să fie fără poluare și poluarea care afectează de fapt această încălzire să nu se mai simtă la nivelul europei. Nu. Nu s-a văzut aceste schimbări. Practic, temperatura crește. De ce? Pentru că totul se face la nivel global. Degeaba faci într-o zonă mică. Într-un punct mic. Într-un punct mic. Nu influențează per total. Norul poluant, până la urmă, ajunge să se învârtă în atmosferă de câteva ori și ajunge tot în același punct. Și atunci, dacă ar fi să facem o prognoză a ce urmează pentru județul Cluj, ce toamnă ne așteaptă în zona noastră? Pentru că estimări de genul acesta le faceți. Da, le facem. Practic, ca și față de anii trecuți, nu cred că o să avem tot așa, va fi destul de uscată toamna. Da. Și vor mai fi, evident, pătrunderi, dacă va fi caldă și uscată, după perioade din acestea calde, evident, o să vină câteva zile cu câte o furtună, două, în care în acele două, trei zile cu furtuni s-ar putea să cadă cantitatea de precipitații cât e pentru o lună. Și restul lunii să nu avem nimic, să fie secetoasă. Am avut în ultimii ani, luna octombrie, de exemplu, fără precipitații deloc. Așa. Uscată, complet. Deci nu ar fi de minune ca și vara de acest an să se manifeste la fel, să nu prea avem precipitații. Și o toamnă care e lipsită de precipitații duce la o iarnă? Nu altfel? La o altfel de vară se influențează? Nu, asta va influența eventual doar partea agricolă. Dacă cine pregătește pentru sezonul următor culturile de toamnă s-ar putea să fie influențate de o nouă perioadă de secet. Acum, cu precipitațiile care au fost la acest sfârșit de august și care le estimăm acum la începutul lui septembrie, vor aduce, să zic, solul la un optim destul de bun pentru agricultură, pentru începutul anului agricol următor. Acum, dacă o să avem noroc, că aici totul e de noroc la urma urmei, iernile cu strat de zăpadă. Oricum, ultimii 15-20 de ani n-am avut ierni bogate în strat de zăpadă. Deci stratul de zăpadă a cam lipsit. Sau dacă a fost de scurtă durată. Și atunci și acest factor, adică lipsa stratului de zăpadă,
și influențează, să zic, seceta care o găsim în fiecare vară, adică cu secade fântâni, cu secade anumite râuri sau pârâuri mici care dispar pur și simplu. De ce? Pentru că lipsa zăpezii a făcut ca pânza freatică să coboare un pic mai jos. Așadar, vom avea zăpadă la iarnă? Vom avea, dar ca și în anii trecuți. Concentrație mai mare pe luna martie. Așa, la sfârșitul iernii. Da? Și acum zona de munte, acolo vom avea perioade cu temperaturi optime pentru a avea strat de zăpadă, dar dacă nu sunt precipitații, atunci nu se face strat de zăpadă și atunci ar trebui ajutat. Și? Ar trebui ajutat stratul de zăpadă, mai ales în zona montană, pentru partea de sporturi de iarnă. Asta da, asta dacă e să ajute mâna omului, dar... Dacă e totul artificial. Da, condiții pentru zona de munte sunt să păstreze stratul de zăpadă, dar din păcate pătrunderile reci care au avut loc în ultimii ani au avut loc după ce au fost niște pătrunderi calde cu precipitații lichide. Asta spre sfârșitul sezonului de și în mijlocul sezonului de iarnă. Și în mijlocul sezonului am avut astfel de pătrunderi calde cu precipitații lichide, dar după aceea, pe când să se transforme în ninsoare, precipitațiile se dispăreau, se deplasau spre alte părți și atunci rămânea zona de munte fără strat de zăpadă natural. Dar veneau perioade cu zile destul de bune pentru ca să se mențină stratul de zăpadă. Și asta evident tot, cum am zis, influențată de această încălzire care a avut loc în din 2006 începând, deci dacă de 15-16 ani. 15-16 ani vorbim de o diferență. Da, și o modificare. Acum dacă mergem și întrebăm pe cei care gestionează, să zic, pârtile de schi în zona de munte, evident o să spună da, că de 15-20 de ani nu prea au prea multă zăpadă pentru sporturile de iarnă și trebuie să facă investiții majore, să majore să ca susțină, să, da, deci să-și asigure o sursă de apă în zonă să-și facă zăpadă iarna. Că iarna totuși temperaturile sunt de la munte, la peste 1200 de metri, există destule multe zile cu temperaturi negative. Așadar, să concluzionăm discuția de astăzi, aș vrea să ne spuneți dacă e cazul să ne facem griji și să ne facem scenarii apocaliptice când vine vorba de aceste schimbări climatice de care auzim cu toții. Oricum, da, să zicem că aceste schimbări climatice au avut loc, să zicem, destul de brusc. Adică să crească un grad temperatura în decurs de câțiva ani e mult, să zicem, dar totuși aceste schimbări climatice de fapt nu sunt chiar așa de bruște ca să vedem, cum am văzut în multe filme, că vine masa de aer rece sau furtuna și gata, s-a dus clima pe glob. Clima. Da, e ori prea cald, ori prea frig. Deci aceste schimbări climatice totuși sunt destul de lente, atâta că poate că le și mediatizăm noi prea mult. Că și înainte erau inundații, și înainte erau valuri de căldură, e drept, nu la cotele de acum, dar existau, dar nu prea vorbeam despre ele. Sau nu le primeam ca atare și mergeam mai departe. Ca atare sau pur și simplu nici nu aflam despre o catastrofă, să zic, naturală, climatică, în anumită parte de glob. Da? Dar acum tehnica din ziua de astăzi, internetul și toate astea, face imediat să aflăm ce se întâmplă în vorba aceea, în emisfera sudică, da? Sau în partea cealaltă, în China sau în America, repede, orice... Vi se pare că mergem înspre zona de dramatizare?
Da, se poate și asta spune că sunt, sunt situații în care, da, se mai și dramatizează. Cu toate că, să zicem, o informație despre o posibilă sau un posibil fenomen extrem care se apropie de zona ta poate face să te, să te pui la adăpost, să ai grijă de persoana ta, decât dacă nu ai fi în cunoștință de cauză că în imediat apropierea țării tale există un fenomen care face ravagii în, la vecini și atunci da, altcumva te pui. Deci, știți cum e? A crescut numărul sau intensitatea fenomenelor extreme, dar a scăzut numărul de victime. Așa. Da? Față de acum 30, acum 40 de ani, 70 de ani, nu? Era anii 70, în zona Transilvaniei, au fost niște inundații catastrofale, pierderi de vieți. Pierderi de vieți, da? Așa. Și atunci se vorbea despre anumite schimbări climatice, cu toate că, practic, atunci era la începutul, să zic, meteorologiei moderne. Că meteorologia modernă, cel puțin pentru România, dar și pentru marea majoritate a țărilor, începe imediat de pe anii 50-60. În România putem zice că vorbim despre meteorologia modernă din anii 60, că atunci s-au făcut marea majoritate a stațiilor meteorologice. Deci, și în urmă, da, sunt, dar să zic din 60 vorbim despre undeva la 400-500 de stații față de înainte când vorbeam la număr de 40-50 de stații. Așadar să ne calmăm pe alocuri, să nu exagerăm, să oricum ați văzut să privim că meteorologii echidistant. Meteorologii emit destul de multe alerte. Așa este. Alerte meteo, ca să vină în sprijinul populației, ca populația să poată pune la adăpost. Ca și zic pe răstoană sau chiar și bunuri, dacă are informații utile și în timp util, să zic așa, atunci da, se pot pune și să se reducă numărul de pagube. Vă mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră, pentru toate ideile care ni le-ați transmis. Sunt convinsă că cei care ne urmăresc au luat seamă la ce ați transmis și eu le doresc să se bucure de o toamnă liniștită. Și vă mai așteptăm cu informații noi. Oricând. Mulțumim frumos. Mai zice.